La Ghiula, Ungaria, a avut loc ieri evenimentul cultural intitulat Ianuarie Românesc. Manifestarea, ajunsă la cea de-a șasea ediție, a fost organizată de Consulatul General al României la Ghiula și de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria. La stadiul din Ghiula al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria a avut loc evenimentul cultural Ianuarie Românesc. La manifestare au participat peste 100 de persoane, reprezentanți ai comunității românești din Ghiula din mai multe domenii, precum și oficialități din țara noastră. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Luna ianuarie este o lună foarte importantă pentru noi românii prin evenimentele culturale și personalitățile care o determină, cum sunt de pildă și poetul național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale și, bineînțeles, Unirea Principatelor Române. Iată că toate acestea, la fel ca și în anii trecuți, au fost reunite într-o manifestare culturală de excepție, foarte frumoasă, care a avut loc aici, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, în organizarea acestei instituții a Consulatului General al României de la Jula și, bineînțeles, și cu sprijinul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Ne bucurăm în mod deosebit pentru a fi putut participa la această manifestare care, iată, ne-a dus înainte tuturor și din partea uneia dintre instituțiile cele mai importante a românilor de aici, din Jula, un referat, o prezentare foarte interesantă despre unirea principatelor și personalitățile importante care au contribuit la realizarea ei și, bineînțeles, după aceea, personalitatea poetului național Mihai Eminescu a fost ilustrată în modul cel mai fericit de elevii Școlii Generale din Michirechi, dar și de cei din Jula, pentru ca, la final, să participăm și la lansarea unor cărți realizate împreună cu Universitatea din Arad și, bineînțeles, la un alt moment de excepție oferit de tineri artiști din Arad și Timișoara, aduși aici, în mijlocul comunității românești din Ungaria, de către Universitatea de Stat Aurel Vlaicu din Arad. Cu multă bucurie am prezentat acest program denumit generic Ianuarie Românesc la Ghiula, un program multiplu care a cuprins referiri la Ziua Culturii Naționale Române dedicată poetului Mihai Eminescu, Unirii Principatelor Române, dar și împlinirea 69 de ani de la înființarea cele mai vechi publicații în limba română din Ungaria, Foaia Românească. Cu sprijinul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și a Universității Aurel Vlaicu din Arad am organizat această manifestare care a cuprins un program cultural, dar și un program științific. Cu această ocazie s-a lansat și volumul Europa, Tradiție, Cultură și Administrație, ca rezultat al conferinței organizate de Consulatul General al României la Ghiula, în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu anul trecut cu ocazia Zilei Europei. Am punctat cu ocazia Zilei Culturii Naționale nașterea poetului național Mihai Eminescu, dar pentru noi ziua de 15 ianuarie are și o altă însemnătate și anume faptul că de această dată se leagă apariția în 1951 a primului ziar în limba română din Ungaria de după 1920, bineînțeles. Acest ziar, care anul acesta, ianuarie, a împlinit 69 de ani, se dorește a fi un glas al românilor din Ungaria, dar și o legătură vie prin cuvântul românesc între românii din Ungaria și românii din toată lumea. La final a fost prezentată o expoziție de cărți de literatură română adusă de la Biblioteca Județeană din Oradea, care au fost oferite în dar românilor din Ungaria.